O să venim cu calculele în fața colegilor parlamentari și o să discutăm cu ei care sunt măsurile care pot intra imediat de la 1 ianuarie și care vor trebui amânate și cu cât timp vor trebui amânate, astfel încât măsura să fie sustenabilă. Noi nu ținem neapărat să fie, cum spunem noi, TVA-ul. Poate fi oricare din celelalte măsuri amânată sau renunțat temporar la ea, astfel încât să-și facă efectul celelalte măsuri, să vedem că ajungem să colectăm mai mult pe creșterea bazei de impozitare și să putem să folosim toate măsurile de relaxare fiscală în final.